Și mie pe rânța, pe vreme, pe vreme. Vorbim despre un eveniment cum nu s-a mai întâmplat în kickboxing, cel puțin la Constanța, dar o să spunem și România, pentru că avem o competiție în premieră pentru Constanța, România, China, va fi război, așa cum spun eu, simbolic de câteva zile. Vreau să încep prin a vă prezenta pe cei care sunt astăzi în stânga și în dreapta mea și sigur că se cuvine să încep cu cei care suntem organizatorii galei OSS Fighters. Vorbim despre gala de vineri, 24 august, Mamaia. Și am să încep în stânga mea cu Marius Gheorghe, One Star Security. Bună ziua! Apoi Cristian Lucian Tudose, restaurantul Don Corleone și gazda noastră de astăzi. George Drăgan, Asociația Antidrog Tomis Constanța. Rebel Fighters, Ionel Crânguș. Bună ziua! Și eu, în numele Mistral Tours, Constanța. Cei cinci care și-au pus în gând ca pentru a doua ediție a galei OSS Fighters, pentru că suntem pentru a doua oară în fața dumneavoastră în acest an, după gala din aprilie de la Sala Sporturilor din Constanța, de această dată să aducem spectacol, și nu orice spectacol, ci România-China. Este un concept în care fiecare țară își aduce cei mai buni luptători, nu ai nici cea mai mică oportunitate să poți să refuzi un adversar, fiecare echipă își pune la o categorie de greutate tot ce are mai bun. Ei vin în România, evident, cu dorința nu doar să străbată câteva mii de kilometri, ci să obțină victorii. De asemenea, și noi ne dorim să ieșim învingători și de această dată, pentru că în prima confruntare care a avut loc anul trecut la Timișoara, am reușit să ne detașăm cu 2 puncte. Sper și de această dată să avem un rezultat pozitiv. Despre conceptul de a lupta între țări, pot să vă spun doar că este un garant al faptului că fiecare vine cu ce are mai bun în ring și nu o să putem să evităm un adversar puternic. Nu este permis acest lucru. Alături de noi îl avem pe Michael Pollanen din Olanda, care este coordonatorul tehnic pe Europa. O echipă a Chinei foarte bine pregătită, dar și o echipă a României cu capitanul Bogdan Stoica, și cu care noi credem că vom câștiga, sperăm. Așa. Vreau să menționez că va lupta și Cristian Milea, un luptător care este iubit de publicul constanțean, pentru centura mondială VKF, la categoria 69,5 kg. Iar Andrei Stoica va închide această gală superbă cu un meci de excepție. Vă mulțumesc dumneavoastră, publicului constanțean, pe care îl așteptăm în număr cât mai mare, pe 24 august, la cea mai spectaculoasă gală din Constanța și chiar din România. Suntem mândri să aducem luptători de renume din China, la Mamaia, și promitem spectacol. Chiar război, cum spune Corina Martin. Susținem luptătorii români... Ți-am scris eu asta în speech. Susținem luptătorii români care luptă în gală și sunt convins că vom aduce victorii pentru Constanța și România. Mulțumesc fraților Bogdan și Andrei Stoica pentru că au acceptat din nou să lupte la noi în gală. Așa, deși suntem cea mai tânără promoție K1 din România. Mulțumesc de asemenea promotorului Alin Fălcușan de la Golden Fighter, prietenul meu din Timișoara, împreună cu care am reușit să aducem luptătorii chinezi în România. Când ne aflăm la a doua ediție a acestei promoții, pentru că între cele două promoții, vorbind de luna aprilie și cea care se desfășoară acum, clubul OSS Fighter desfășoară intens campanii sociale în rândul tinerilor. Parteneriatul care îl avem cu Asociația Tomis Antidrog Constanța cu această promoție este una pentru noi foarte importantă, pentru că și unul din mesajele noastre este să transmitem că sportul este o alternativă reală în viața tinerilor pentru un mod de viață cât mai sănătos. Eu am să vă vorbesc despre Fight Card. Răspunderea Fight Card-ului există împărțită între cele două promoții, OSS Fighters și Golden Fighter. Au fost selectați parteneri din ambele părți, s-au făcut preselecții. Fight Card-ul cuprinde 10 meciuri România-China, care va urma Ozel Mustafa din Constanța, antrenat de Daniela Saftei,
Îl va întâlni pe Enzo Mincă din Craiova, pregătit de Ionuț Pucă. Un alt meci interesant în gală este titlul de centură mondială VKF, în care Cristian Milea îl va întâlni pe francezul Camara. Va fi un meci puternic în 5 reprize. Main eventul galei îl va deține renumitul Andrei Stoica, unde îl va întâlni pe lituanianul Thomas. Puțin dificil pentru el, deoarece meciul s-a schimbat, partenerul i-a cedat la invitația de a lupta în ultima săptămână, în ultimile 10 zile înainte de meci. Va fi puțin mai dificil, trebuind să schimbe tactica de abordare a luptei. Meciurile din România-China, selecția făcută de OSS Fighters, cuprinde în primul rând pe Bogdan Stoica, care este și capitanul echipei. Va avea un meci ok cu adversarul, s-a mai întâlnit în confruntarea de la Timișoara. România-China este a doua confruntare în România, unde în prima noi România au câștigat cu un scor de 6-4. We work with the TV together, Conan TV. Every week we have three events which will show the TV. Friday we have the New Generation event, and the Saturday we have the WF main event with kickboxing, and at the Sunday we have MMA event. Săptămâna au gala. Săptămâna every week we have made one event in China or outside of China. As the leader of the kickboxing event in China, now we are the number one in China. Compared with another European organization, maybe some people don't know us because we face it in the China country and Asian country. We go not too much outside Europe, like global, like another organization. But step by step, we will grow up, and we will also, maybe in the future, we will be the number one in the world. Și eu mă bucur să fac parte din familia asta, atât eu cât și fratele meu. Dacă vreți să vă spun detalii tehnice, nu mai am cum să spun că a spus Ionel. Dacă vreți să vă spun că la naștere o să se Fighters, nu vă mai pot spune că au spus-o această echipă frumoasă, dar eu vă pot promite un singur lucru, că vineri va fi război. Eu merg acolo să mă lupt până la capăt. Am experiență destulă, important este să nu mă pierd cu firea și să dau tot ce mai bun din mine. Sigur că voi mobiliza datorită faptului că sunt capitanul echipei, trebuie să-i mobilizez pe toți și să câștigăm detașat, acum să nu mai stăm în ultimul meci să se decidă dacă egalitate sau noi câștigăm. Să câștigăm încă din start primele 3-4-5 meci și după aia să ducem chiar până la toate meciurile câștigate să fie un 10-0, după cum a spus Ionel mai devreme. Iar vreau să-i fac mândri pe celor care au încredere în mine și îmi sunt alături mereu. Vreau să fac un super show pentru toți fanii mei, pentru toți costanțenii noștri, deoarece sunt singurul costanțean, pe cum am spus. Iar sunt alături celor apropiați mie, adică românii mei, să-i învingă pe cei din China. Dacă toată lumea este pregătită, noi suntem pregătiți. E aici, vorba aici, am zis eu asta, nu? Hai că am chef de bătaie și mai ajută.